În afară de trei locatari răuplatnici consacrați, care de altfel au fost acționați în instanță la Asociația de Proprietari numărul 104, situația financiar-contabilă se prezintă bine. Oamenii au pășit în ultima perioadă pragul ghișeului de la întreținere și și-au achitat dările. Vedeam să descurcăm și cu apa și cu aia, deci nu mai suntem cu probleme, nici cu apa, oamenii nu mai au, sunt sub presiunea că le va închide apa sau mai știu eu ce. Am promisiuni și de la ăștia că vor rezolva problema. Acum nu mai am încredere în ceea ce spun, pentru că au mai promis chestiunea aceasta și nu s-a ținut de cuvânt. Locatarii încep să se mobilizeze și să treacă pe la întreținere și la Asociația de Proprietari numărul 120 Ștefan cel Mare. Am mai insistat și noi asupra unor cazuri mai grele, am încercat cu mediere și în cadrul acelor mediere am reușit să discutăm cu o parte din ei și au mai venit să achite. Mai sunt și mici excepții, cel puțin la Asociația Central 93, unde, paradoxal, cei cu situații financiare mai bune uită de datoriile care le revin la întreținere. Pensionarii, da. Pensionarii săraci vin și plătesc așa, dar salariații nu, că salariații mai au copii, mai trebuie să fac un pom, mai știi cum e. E mai greu de tânăr săracul ăla, dacă are copil, bătrânul nu mănâncă, dar la copil trebuie să-i faci pom de Crăciun. Dar înțelegi ce spun, adică e foarte greu de tineri.